Mă bucură că Eurostat confirmă ceea ce noi am spus. Și anume că avem o creștere economică pe primul trimestru de 5,7%. La fel sunt datele și la Eurostat și la INS. Ceea ce reprezintă cea mai mare creștere economică de la nivelul Uniunii Europene. Un alt lucru pe care vreau să-l subliniez este că cea mai mare contribuție la această creștere economică pe trimestrul întâi, conform acelorași date, a fost dată de industrie, cu 1,5 puncte procentuale, și nu de consum, care a avut o contribuție doar de 1,4 din creșterea economică. Sper că acum lucrurile sunt cât se poate de clare, mai ales pentru cei care au contestat aceste date. Este bine, suntem pe un drum bun, dar nu vreau să ne culcăm pe o ureche. Continuăm cu și mai multă determinare pe acest drum al creșterii economice și al dezvoltării.